Regatul Unit a aprobat vaccinul împotriva coronavirusului dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford. Acesta va veni în completarea acelui dezvoltat de Pfizer și BioNTech, iar pe parcursul lunilor următoare va fi folosit pentru imunizarea a zeci de milioane de britanici. Aprobarea acestui user vine în contextul unei degradări semnificative a situației epidemiologice din regat, din cauza noii tulpini de SARS-CoV-2. Aprobarea vaccinului Oxford AstraZeneca vine la aproximativ 9 luni de la crearea acestuia. Vaccinul a fost testat pe primul voluntar în luna aprilie, iar de atunci mii de alți oameni au fost implicați în testele clinice. De acum în Regatul Unit vor fi folosite două tipuri de vaccin, și cel de la Pfizer BioNTech, a cărui eficiență este de 95%, și cel de la AstraZeneca Oxford, care are o eficiență între 60 și 90%. La fel ca vaccinul dezvoltat de Pfizer și cel de la AstraZeneca necesită tot două doze care trebuie administrate la o diferență de 12 săptămâni una de cealaltă. Livrarea serului aprobat acum este programată să înceapă pe data de 4 ianuarie. Numai puțin de 100 de milioane de doze au fost comandate de guvernul britanic, suficient cât să vaccineze 50 de milioane de britanici dintr-o populație totală de peste 66 de milioane de locuitori. La aceste doze se vor adăuga însă și cele dezvoltate de Pfizer-BioNTech și foarte probabil și cele ale companiei Moderna. Până acum, aproximativ 600.000 de oameni au fost vaccinați împotriva noului coronavirus.